Igiena locuinței. Disciplina dezvoltare personală. O resursă pentru clasa 1. Bună, eu sunt Adina, iar Luca este fratele meu. Noi locuim cu bunica și părinții într-o casă la curte. Deși e multă treabă la o casă și mai ales în curte, unde avem o grădină de zarzavat, ne place pentru că fiecare are un mic loc al lui. Sâmbăta dimineața, pentru câteva ore, toți ne ocupăm de curățenia locuinței. Mai întâi pregătim materialele de care avem nevoie, mănuși pentru protecția mâinilor, mătura și fărașul, găleata și mopul, aspiratorul, pămătuful de praf, bureți și lavete colorate. Apoi, fiecare se ocupă de ce am stabilit împreună, ca o echipă. De exemplu, tata se ocupă de aspirat. Tot el este cel care duce gunoiul colectat selectiv, adică separat, sticlă de hârtie și metal. De multe ori, tata face curățenie lună în baie cu ajutorul nostru. Mama se echipează și trece la treabă. Spală podeaua și gresia, când e nevoie se ocupă de curățenia geamurilor, în timp ce mașina de spălat curăță lucrurile noastre. Mama își rezervă întotdeauna timp și pentru a călca lucrurile pentru școală. Bunii e responsabilă de bucătărie. Ea șterge dulapurile, aranjează cumpărăturile și spală vesela. Apoi pregătește masa, cu bunătăți numai de ea știute. Treaba mea începe în camera noastră, a mea și a lui Luca. Aerisesc bine, șterg praful cu pămătuful, ordonez cărțile și rechizitele de pe birou și din dulapuri. Luca pune la locul lor toate jucăriile din casă. Ca să nu fie multe jucării de strâns, ne străduim să păstrăm ordine în fiecare zi. Nu e întotdeauna ușor. El e responsabil și cu florile. Le udă, curăță frunzele uscate, iar dacă are nevoie de ajutor, bunii spune întotdeauna prezent. Când schimbăm lejeriile pe paturi, eu și Luca lucrăm împreună. Uneori ne jucăm cu pernele și atunci munca este mult mai plăcută. Avem o casă primitoare și curată, dar pentru aceasta fiecare dintre noi contribuie cu ceva. Eu, fratele meu, mama, tata și bunica. După ce facem curat, e timpul nostru pe care îl petrecem împreună. Mergem la plimbare, vedem un film care ne place tuturor. Fiecare dintre noi are rolul lui pentru a ține casa îngrijită, pentru că o familie este ca o echipă. Acum este rândul tău. Îți amintești cum contribuie Adina și Luca la igiena casei lor? Completează activitățile pe care le fac cei doi copii. De exemplu, Adina șterge praful, Luca ordonează jucăriile. Să vorbim despre tine. Tu cum contribui la menținerea igienei locuinței? Gândește-te la trei lucruri pe care le faci acasă pentru a avea o casă curată și primitoare. Povestește colegilor și colegelor care sunt responsabilitățile tale pentru igiena locuinței.